Bun găsit! Am întârziat puțin fiindcă m-au sunat de la poliție, ci că de noaptea muzeelor, cel mai mare număr de vizitatori s-a înregistrat la locuințele fără sisteme de alarmă. Dar, așadar, noaptea trecută a fost noaptea muzeelor. Sibienii au fost invitați în Muzeul în aer liber din Dumbrava Sibiului, acolo unde a fost program până la ora 1. Au fost câteva muzee deschise și în centrul Sibiului, dar au fost și incidente. Am înțeles că un partid care avea candidații expuși pe vitrină a fost confundat cu un muzeu. Dar, așadar, o statistică îngrijorătoare am citit în ziarele de ieri. 40% dintre tineri scriu SMS-uri la volan. Probabil restul de 60% n-au mașină, care scrie și ei. Un tânăr care scrie SMS-uri poate fi identificat după greșelile din text, e clar. Iar un tânăr care scrie SMS-uri la volan poate fi identificat după urmele de sânge de pe bara din față. Glumesc, desigur. Nu sunt urme de sânge, fiindcă la ce prețuri sunt la benzină, cei 40% stau pe loc când scriu SMS-ul. Dar, așadar, astăzi s-a organizat Festivalul Familiei, la care a fost invitat Mihail să cânte și citez în premieră la Sibiu piesa Mă ucide ea. Adevărul e că pentru Festivalul Familiei nu putea o presă mai potrivită decât asta. Serios. Mă aștept ca la festivalul Berii să o aducă pe Sandra N să cânte piesa N-am băut nimic. Bun, dar așa, se zvonește că noaptea mulți nu se mai orientează după strălucirea luceafărului, ci după strălucirea ei. Raluca, doamnelor, domnilor! Ucinerea este sărbătoarea familiei. Poate inspirația. Da. Să repreau la tine? Nu cred. Nu cred, da, ok. Doamnelor și domnilor, în această ediție, Lara, Luca și Răzvan vom vorbi despre turism. Va veni Alin Chipăilă, președintele Asociației de Județene de Turism, la emisiune. Iar în a doua parte a programului vom readuce în atenție o carte. Este vorba de cartea Trădarea Securității în decembrie 1989, avându-l drept autor pe profesorul universitar Corvin Lupu. De ce facem acest lucru? De ce readucem în atenție acest volum? Fiindcă prin plimbările sare prin țară la lansări, au apărut o groază de efecte ale acestei cărți, lor de poziție care mai de care mai interesante. Dacă vreți, astăzi la emisiune, în a doua parte, o mini-istorie recentă din partea lui Corvin Lupu, după reclamă. Aveți probleme cu ochii? De acum pot fi rezolvate în clinica Ofta Total, dedicată oftalmologiei prin profesionalism, corectitudine și loialitate față de pacient. Aici, echipa condusă de profesor universitar dr. Adriana Stănilă vă pune la dispoziție consultații, tratamente, investigații, intervenții chirurgicale și servicii de optică medicală, totul într-o singură locație. Clinica Ofta Total, strada semaforului, intersecția cu bulevardul Vasile Milea. În fiecare an, Societatea Gospodărirea Orășenească Avrig S.A., operator regional de salubritate, organizează împreună cu Primăria Avrig Luna Curățeniei. În fiecare an avem câte un motto. Anul ăsta avem un mediu mai curat, o viață sănătoasă, spuneți nu gunoaielor. Avem elevi de la Școala Generală numărul 2 Avrig, liceul Mârșa și liceul Avrig Gheorghe Lazar. Cu ajutorul lor încercăm să ținem valea asta noastră, Valea Avrigului, frumoasă și curată. Pentru mulți copii, dragostea mamei este doar un vis. Trimite acum mama la 8844 și donează 2 euro lunar pentru SOS Satele Copiilor România.
Doamna, domnilor, dragi prieteni, invitatul nostru acum este președintele Asociației Județene de Turism, Alin Chipăilă. Mulțumesc pentru întâlnire. V-am invitat nu întâmplător. De ce? Pe o parte, fiindcă în mod teoretic în Sibiu începe sezonul, și a doua, fiindcă suntem în campanie electorală și foarte mulți candidați, n-aș vrea să zic toți, dar foarte mulți candidați pomenesc despre turism în programele lor. Par sau să aibă idei, par să știe despre ce se vorbește. Eu îndrăznesc să întreb un specialist. Dacă în domeniul turismului se poate face mai mult și dacă factorul politic, că de fapt asta e întrebarea numărul 1, dacă factorul politic poate să determine cumva schimbări în bine în turism. Bună seara, în primul rând, și mulțumesc pentru invitație, mulțumesc și telespectatorilor dumneavoastră care se uită la noi la emisiunea aceasta. Da, turismul este un vector de dezvoltare al județului nostru și fără factorul politic în spate, turismul nu are cum să se dezvolte. Mă uit la faptul că anul trecut asociația noastră a împlinit 10 ani de zile. Mulțumesc. Și asta este rodul susținerii pe care conducerea Consiliului Județean, conducerea primăriei Sibiu, a primăriilor din județul nostru care au potențial turistic și sunt membre în asociație, au acordat-o. E foarte important de văzut cum susținem în continuare turismul. Sibiu a ajuns pe un palier atât de sus și de aici putem ori să consolidăm și să creștem, ori putem să o luăm pe o pantă descendentă. Și pentru a preveni acest al doilea aspect, asociația noastră, care de-a lungul timpului a fost un factor de continuitate în ceea ce privește promovarea și dezvoltarea turismului, și-a propus inițierea unui plan la care să se alăture Consiliul Județean Sibiu, Primăria Sibiu, în vederea structurării unui nou proiect major pentru Sibiu. Proiectul acesta poartă numele de Sibiu Regiune Gastronomică Europeană 2019 și după ce se vor termina alegerile și vom avea echipele cu care vom continua în următorii 4 ani de zile lucrul atât la Consiliul Județean cât și la Primăria Sibiu, vom putea să definitivăm acest proiect foarte important, a cărui depunere va fi undeva în luna septembrie anul acesta. Bun, suntem în fața unei candidaturi sau în fața unui lucru cert? Suntem în fața mai mult decât a unei candidaturi, întrucât Sibiul este unul din membrii fondatori ai Asociației Europene care se ocupă de acordarea acestui titlu. Dar echipa care s-a constituit pentru a realiza depunerea candidaturii, care trebuie oficializată, lucrează în aceste momente la scrierea acestei candidaturi, care trebuie depusă până în luna septembrie. Ok, e vorba de un proiect care să includă, nu știu, de la activități și până la chestiuni de infrastructură, sau e vorba doar de o intenție de candidatură scrisă în 3 rânduri? E vorba de un proiect mai amplu, cu componente atât pe verticală cât și pe orizontală. O să-mi cer scuze că nu pot să dau mai multe detalii acum, pentru că se lucrează la el și dorim ca în momentul în care este definitivată această candidatură, atunci să putem să prezentăm toate elementele. Este un proiect, fiindcă face referire la regiune, este deci un proiect care include nu doar municipiu, ci probabil întreaga zona județului. Da, e o particularitate pentru noi, pentru că majoritatea membrilor în această asociație europeană reprezintă regiuni. La noi aceste regiuni, nefiind încă definitivate și structurate din punct de vedere administrativ și politic, am aderat la asociația aceasta ca și județul Sibiu, ca și regiunea Sibiu. Okay. Practic, comunitățile din județul nostru se vor ocupa împreună de un astfel de proiect în momentul în care va fi gata. Este nevoie de o colaborare foarte bună, atât între comunități, între mediul universitar, între factorul politic, între profesioniștii din turism. Absolut toată lumea trebuie să concure la realizarea unui mediu foarte bun pentru ca acest lucru să fie un proiect de succes, poate depășind chiar la nivel orizontal ceea ce a fost Sibiu Capitală Culturală Europeană. Vom discuta despre asta la momentul cu pricina. Aș vrea să mă întorc la întrebarea mea inițială, la implicarea factorului politic. Inclusiv aici pe canapea au fost oameni care au venit cu soluții. Soluțiile lor, părerile lor cu privire la dezvoltarea turismului.
E limpede că turismul, în esență, este o operațiune a privaților. Ei știu cum să pună lucrurile în mișcare pentru a câștiga bani, că de fapt vorbim despre afaceri. Mai poate politicul să determine lucruri esențiale de genul drum, mai sunt necesare aceste lucruri de genul drumuri, nu știu, taxe mai scăzute sau lucruri de genul ăsta, mai sunt necesare în județ? Da, turismul nu este apanajul numai instituțiilor publice sau ai profesioniștilor din turism, mai ai patronatelor. Turismul trebuie realizat de către o asociere, cum este cazul fericit la Sibiu al asociației noastre, asocierea între factorul public și factorul privat, întrucât nu putem concepe turism fără infrastructură, fără un sistem de impozite care să reglementeze acest lucru și care să fie direcționat atât în acțiunile de promovare, cât și în acțiunile de dezvoltare a proiectelor în turism. Deci nu există, nu poate fi vorba doar de o singură parte. La nivelul țării există în acest moment 13 asociații de promovare și dezvoltare turistică asemenea ca și celei pe care o reprezint și acest lucru este foarte important pentru că în Federația Asociațiilor de Promovare Turistică, în care Sibiul ocupă funcția de vicepreședinte, avem o campanie de lobby foarte importantă tocmai pentru ca noua lege a turismului care se apropie de un de o ieșire pe piață într-o dezbatere publică într-un viitor apropiat, organizațiile de management și marketing al destinației să fie recunoscute. Deci e nevoie și de factorul politic și de factorul privat reuniți la aceeași masă pentru a stabili binele județului. Apropo de genul ăsta de discuții comune, s-a pronunțat și nu odată, în ultima vreme, dar și în restul timpului, numele Păltinișului. Păltinișul ca și caz special, fiindcă e un cumul de administrări acolo, administrația municipiului Sibiu, administrații comunale care au proprietăți, care au, sunt proprietari de terenuri în zonă și administrația județeană ca și factor coagulant eventual. De asta nu aveți senzația, ca specialist în domeniu și ca om atât de aproape de tot fenomenul ăsta, de asta nu aveți totuși senzația că Păltinișul, deși încearcă, nu reușește să se miște cu motoarele turate la capacitate pe care ne-am dorit eu? Nu cred că este un secret pentru nimeni că lucrurile la Păltiniș ar putea să cunoască o dezvoltare spectaculoasă, având în vedere faptul că s-ar putea organiza un turism acolo care să se întindă pe cele 4 sezoane. Cred că proiectul Păltiniș, ca să-l denumim așa, nu a ajuns încă într-o fază de maturitate. De fiecare dată au existat elemente care nu au fost sincronizate și eu cred că totuși printr-o discuție a factorilor, în primul rând a proprietarilor de terenuri din zonă, care să se pună de acord în definirea unui plan foarte clar, este soluția. Dar lucrurile cu siguranță vor ajunge la o maturitate în momentul în care va fi. Știți de ce v-am întrebat asta? Fiindcă mulți au senzația că dialogurile astea între comunități, pe lângă că au și un substrat politic uneori, greu se pot pune în funcțiune. Este un lucru dificil. Chiar și doi oameni când se așează la o masă și au păreri divergente sau încearcă să-și pună bunurile în comun, e un lucru destul de greu de realizat. Dar până la urmă stau să mă uit că exemplul județului nostru, unde în anul 2015 creșterea numărului de turiști în medie a fost cu 24% față de 2014, nu poate decât să incite toate părțile interesate să se pună la masă și să vedem cum putem să facem să creștem atât atractivitatea unei stațiuni cum este Păltinișul, cât și capacitatea de cazare a județului, care la momentul actual este undeva peste 12.000 de locuri, puțin peste 12.000 de locuri, pentru că, ca și un exemplu, săptămâna trecută am participat la o întâlnire organizată de Institutul Cultural Francez pe tema francezei ca și limbă, ca și vehicul în turism. Și unul din exemplele prezentate acolo era o mică localitate din masivul din Alpii francezi, în care 10.000 de locuitori, având localitatea respectivă, reușeau să atragă un număr de 1.600.000 de nopteri, ceea ce mi s-a părut extraordinar. Și care era explicația?
Explicația era cu o forță angajată în turism de 500 de oameni. Atâția erau angajați direct în turism. Explicația a fost faptul că există infrastructură, există posibilitatea de a cumpăra și a rezerva locurile prin internet, foarte simplu, și există atracții, posibilitatea de a petrece acolo în toate cele patru sezoane, fie că vorbim de schi, fie că vorbim de excursii, de drumeții, de bicicletă, de ieșire ecvestre, absolut toate posibilitățile de turism, care se pot practica deci și la noi. Modele am avea o groază. Dacă modele sunt și avem modele de bună practică chiar și în județul nostru. Dar Păltinișul este un proiect mare, un proiect greoi. Și ca toate lucrurile greoi, necesită se mișcă timp. Greu. Dar și când o să se miște, cred că o să o ia foarte bine pe o pantă. Interesant că ați pomenit de asta, despre legăturile, despre poziția Sibiului în centrul țării, cred că e un avantaj cert, și de legăturile pe care le avem, autostrada ta cât e și așa mai departe. Interesant că de fiecare dată când se vorbește de aeroport, toată lumea e tentată să sublinieze faptul că noi vom putea pleca, noi vom putea merge și în Germania, și în Anglia și așa mai departe, uitând uneori cât de important este că acele curse vin și înapoi. Și vin, ar putea veni înapoi cu turiști. Nu numai că ar putea, vin. Și asociația noastră se concentrează pe promovarea destinației turistice Sibiu, tocmai și în zonele cu care avem legături, cu care avem zboruri directe. La Londra, spre exemplu, am participat la târgul de turism de acolo, unde am descoperit un public foarte interesat de Sibiu, foarte dornic să vină să descopere Sibiul, care a fost, făcând parte din Transilvania, desemnat ca și regiune de vizitat în al 2016 de către Lonely Planet, și am descoperit un entuziasm foarte surprinzător față de Transilvania și față de regiunea noastră, de către un public foarte, foarte avizat și foarte cunoscător. Unii, asta vreau să spun, unii chiar ar spune un public de-a dreptul sofisticat în unele cazuri. Așa este. Și cu gândul asta, v-am întrebat, cred că de fiecare dată când ne-am văzut, care sunt semnalele primite, fie de la turiști, fie de la operatori în turism, cu privire la servicii. Scriptic, într-adevăr, avem locuri de cazare, avem infrastructură, avem în esență cam tot ceea ce ne trebuie, fără a spune că nu mai e nimic de făcut, dar avem în esență tot ceea ce ne trebuie. Sunt însă turiști, sunt convins, care vin cu o experiență și cu niște pretenții de nivel înalt și se întâlnesc poate cu taximetre care lasă de dorit, cu un transport în comun care nu e explicit pentru ei și așa mai departe. Sesizați, nu neapărat că lucrurile astea merg mai puțin bine, ci că eventual se îmbunătățesc serviciile în turism. Din ceea ce putem să constatăm noi în relația cu membrii noștri, una din problemele cele mai acute în momentul de față este problema formării personalului și problema educației. Cu toate că la Sibiu există pregătiri profesionale pentru meserile din turism, acestea sunt destul de limitate ca și număr. Și toți operatorii din turism, majoritatea lor, caută persoane formate în meseriile de bază. Recepționer, camerist, toate meseriile, chelner, ospătar, toate meseriile acestea care sunt destul de slab acoperite, în sensul că există o cerere foarte mare pe piață. În același timp, ne uităm și la rata șomajului în județul Sibiu, care este una foarte scăzută, situându-ne în primii 10, dacă nu mă înșel, cu 3,74 oficial în decembrie 2015, nici nu ai foarte multe resurse de unde să mai aduci. Dar asta a devenit o problemă importantă pentru mediul turistic, și anume faptul că nu se găsește personal și nu se găsește personal calificat. Ba chiar un rezultat recent al unui studiu pe care au început să-l facă proprietarii din turism la nivel de țară, relevă faptul că problema personalului din turism a devenit mai stringentă decât problema fiscalității în turism. O problemă mai mare a celor din industria vecină. Așadar, dacă mâine ar fi să ne alegem o carieră, în turism ar fi bună. O carieră în turism bună. În același timp, într-adevăr, nivelul salarial va trebui și el să crească pentru a recompensa pe cei care sunt interesați de a începe o carieră în acest domeniu, pentru că, pe lângă toate aspectele, se suprapune și presiunea migraționistă a forței de muncă. Deci, pe lângă faptul că nu există
o rată foarte mare a șomajului și cei care sunt de foarte multe ori interesați să-și aleagă o carieră în străinătate unde sunt mai bine remunerați chiar pentru joburi în același domeniu. Suntem, spuneam în deschiderea dialogului nostru, la început de sezon. Noi mai indirect asociam începerea sezonului cu Festivalul Internațional de Teatru. Cred că într-un fel sunt direct legate. Putem anticipa ce se va întâmpla anul acesta din punct de vedere, nu știu dacă neapărat al numărului de turiști, cât al numărului de noptări în Sibiu, dacă vom merge în creștere sau din contră? Semnalele pe care le avem din piață este că va fi în continuare o creștere a numărului de turiști. Nu știu dacă vom putea continua creșterea pe care v-am spus-o referitor la 2015 față de 2014 de 24%. Dar explicația ei care a fost oare? Cred că o explicație sănătoasă este pariul câștigător al Sibiului ca și oraș și județ pe cultură. Uh-huh. Gândiți-vă că am repertoriat la asociație, într-un an se organizează în Sibiu peste 800 de evenimente de dimensiuni diferite, de la mici până la Festivalul Internațional de Teatru, care toate atrag un număr de turiști, fie că vorbim de turiști români sau de turiști străini. Și pariul acesta pe cultură este unul care s-a dovedit a fi câștigător. Între timp am văzut că, apropo de evenimente mari, sunt și alte orașe care vin puternic din urmă, cu susțineri foarte mari, inclusiv din punct de vedere financiar, și cu evenimente care, la prima vedere, ar părea de nișă, dar judecând după volumul de participanți, ar vrea să nu fie așa. Mă refer la, iau exemplu Clujului, că e foarte aproape de noi, care a venit, iată-te, în mediul rural, cu Castelul la Bonțida și cu un festival de dimensiuni impresionante acolo, și cu încă un festival în mijlocul orașului, festival care niciunul dintre ele nu are mai mult de 2 ani, 3 ani de zile vechime, și care reușesc, practic, să rupă gura țării. Cu toate că Sibiul este o regiune cunoscută și recunoscută, celelalte zone din țară vin într-adevăr puternic din spate în ceea ce privește turismul cultural și turismul de evenimente. Și ați amintit foarte bine exemplul Clujului, dar mai sunt atâtea alte exemple, cum ar fi exemplul Bihorului. De la Oradea, o foarte recentă creată asociație de promovare a turismului are o activitate foarte intensă și unde anul acesta se vor desfășura niște evenimente de foarte mare amploare. Poate are și legătură cu faptul că Oradea s-a schimbat total și au remobilat centrul, arată cu totul special acum. Iată dovada că asta ne așează pe noi într-o competiție nu tocmai simplă. Nu tocmai simplă și de aceea vă spuneam că trebuie să avem grijă la alegerea unor proiecte mari de viitor și cel puțin a unui proiect major care să ne ancoreze pe o traiectorie ascendentă. Dar, după cum spuneam la Oradea, iată că factorul politic este indispensabil pentru susținerea dezvoltării turismului. Și există o legătură directă între turism, numărul de noptări și veniturile pe care le atrage economia unui județ. Așteptăm să vedem ce se va întâmpla anul acesta în turism în municipiul Sibiu și în județul Sibiu. Mulțumesc mult pentru prezența la emisiune. Doamnelor și domnilor, luăm o foarte scurtă pauză și ne vom revedea în câteva momente cu profesorul universitar Cornel. Pentru mulți copii, dragostea mamei este doar un vis. Trimite acum mama la 8844 și donează 2 euro lunar pentru SOS Satele Copiilor România. Din 1884, tribuna este în focul evenimentelor. Sibiul se mărește cu 772 de hectare. La școala domnului Trandafir din Glâmboa. Tribuna a sărbătorit 127 de ani alături de copii. Sibiul, puțin mai ieftin decât Iohannis a dat startul pe bicicletă. Boteș vrea Sibiu, capitală de regiune. Magazinele de etnobotanice sunt ca Bruce Willis. Nevăzătoare și de 6 ori campioană mondială și europeană la popice. Tribuna. Casarea în bucate. Abonează-te sau cumpără de la chioșc. Din totdeauna. Pentru totdeauna. We'll be right back.
Am revenit, doamnelor și domnilor, ne este alături și îi mulțumim pentru asta, profesorul universitar Corvin Lupu. Mulțumesc, domnule profesor, pentru întâlnire. Bun găsit! V-am invitat din nou. De ce? Ca urmare a volumului de noastră care se referă la trădarea securității din 1989, au apărut reacții în absolut toate mediile. A fost un efect pe care mărturisesc, eu nu l-am mai întâlnit, la o carte cu puternice aspecte de specialitate, cu căutări de documente și așa mai departe. O primă curiozitate este asta. V-a surprins genul ăsta de reacții în lanț? Ca cercetător al perioadei, nu m-a surprins, pentru că știam câte brațe are Caracatița, care a acționat atunci în România. Dar le mai are, domn profesor? Păi, gândiți-vă că cei care au organizat, deci marii planificatori, ca să îi numim așa, s-au folosit de o serie de elemente din structurile statului român, dar și de servicii străine. Servicii străine care au fost atunci prezente și au acționat în România și sunt și astăzi prezente în România. Unele sunt prezente ca aliate, ca parteneri ai noștri în cadrul euroatlantic, iar altele sunt prezente în calitate de foști aliați ai conspiratorilor și puciștilor din decembrie 89, care nu au plecat din această țară odată cu trecerea noastră pe noua linie politică. Serviciile care nu ne sunt aliate s-au scufundat și mai adânc în societatea românească și de acolo își fac serviciu, de acolo își fac munca. O întrebare foarte directă, poate veți spune că e deplasat, dar îmi permit să vă întreb. O întrebare foarte directă e legată de sentimentul de teamă. L-ați avut vreo secundă? Nu, nici chiar așa teamă. Că de ce să ne temem în țara noastră, liberă, da, cum se zice. Nu ne este teamă, ne-am asumat acest lucru și vreau să vă spun că în 2010, scriind cartea De la Revolta Populară la Lovitura de Stat, nu am abordat aceste probleme legate de trădarea capilor securității, că, repet, și pentru telespectatorii noștri, eu nu am acuzat toată securitatea. Eu cunosc ofițeri de securitate care au fost atât de șocați de faptul că unii dintre comandanții lor au trădat și au încălcat legislația în vigoare, au încălcat legile, ordinele militare și misiunile pe care le aveau de îndeplinit, încât s-au îmbolnăvit. Și cunosc chiar din orașul nostru un colonel foarte cunoscut care a căzut la pat, a paralizat și a murit ca urmare a acestui șoc. După apariția cărții, mi-au pervenit foarte multe informații, că foarte mulți ofițeri din fosta securitate, din diverse părți ale țării, dar mai ales din municipiul București, încurajați, să zic așa, de apariția cărții mele și mai ales de faptul că a apărut la o editură a SRE-ului, au venit și au început să-mi facă destăinuiri și să-mi spună lucruri care mi-au deschis alte piste. Dar nu schimbă... Nu schimbă nimic. Nu schimbă situația. Nu schimbă nimic și nici nu le luăm ca cercetători de bune, așa cum ne-au fost prezentate, dar ele ne deschid alte piste spre alte cercetări, spre alte locuri din colțurile mai puțin vizibile ale societății românești. Faptul că nu au vorbit românești. Până acum. Poftiți? Faptul că nu au vorbit până păi la apariția. Nu vorbesc nici acum. Păi au vorbit cu dumneavoastră. Au vorbit cu mine. Nu vorbesc public. Nu vorbesc public. Nu denotă tot o teamă. Lor le este teamă, da. Ei au și motive de altfel. Păi ei se consideră că nu sunt sub protecție și pe ei nu îi protejează nimeni și mulți dintre colegii lor au murit și nu vor să... O întrebare foarte directă e legată exact de trădare. Dacă trădarea acestor personaje de la vârful securității din 1989 nu se petrecea
revoluția, mă rog, actul de la 1989 se mai întâmpla sau se întâmpla altfel? În primul rând, un pic noi trecem aici pe tărâmul istoriei contrafactuale pe care o numim noi. Noi cercetători, în general, nu abordăm așa lucrurile. Dar în analiza politică e permis întrebarea dumneavoastră, în analiza politică. În cercetarea științifică nu prea e permis să faci istorie cu ideea ce ar fi fost dacă ar fi fost altfel decât a fost. Da. Întrebarea dumneavoastră cam așa sună. E cert un lucru, ceea ce știm noi și nu e fără putință de tăcată, că toate serviciile secrete, inclusiv cele care acționau în România și din est și din vest, practic raliate cu toate la planul Niestr, planul Nistru în limba română, planul de înlocuire a conducătorului Nicolae Ceaușescu cu un lider devotat Moscovei și regimului sovietic partener al Occidentului în acea vreme, regim pe care astăzi președintele Vladimir Putin l-a declarat un regim trădător, pe pagina de Facebook a președintelui Federației Ruse, el îl numește pe Gorbaciov și pe urmașul său Boris Yeltsin ca fiind doi trădători care și-au trădat țara și interesele majore ale țărilor. Și poziția aceasta, de fapt, este un rezultat al faptului că, practic, astăzi războiul rece a fost reluat. Da, corect. Deci, el s-a refăcut în toate componentele sale, mai puțin una, cea ideologică. Pe timpul primului război rece exista și confruntarea ideologică. Acum, în Federația Rusă, comunismul nu mai joacă niciun rol. Comuniștii sunt acolo o forță ținută sub controlul complexului militaro-industrial, care sunt lăsați așa în jurul cifrei de 17%, pentru că viața politică e controlată de structuri, nu politicul controlează structurile, structurile sunt la putere. Să nu uite telespectatorii noștri că președintele Vladimir Putin a fost președintele Serviciului Federal de Securitate al Rusiei, iar primul ministru, generalul Medvedev, a lucrat în securitatea economică, fiind director adjunct la Gazprom. Mă întrebam, rămânând oarecum la idee, mă întrebam ce vor arăta documentele și dacă ați avut o aplecare spre asta, ce vor arăta documentele după momentul România 1989? Fiindcă vorbeam de susținerea unui lider în România care să fie apropiat de Moscova, lucru care s-a întâmplat. Și în 22 decembrie România a reintrat în sfera de influență a Uniunii Sovietice, nu altcuiva. Curiozitatea mea este, domn profesor, dacă s-a întâmplat așa cum își doreau. Da. Așa cum își doreau s-a întâmplat. Așa cum își doreau. Fiindcă vă aduceți aminte, existau voci care spuneau, domne, că s-a strigat jos Ceaușescu, era o chestiune după plan. Așa și trebuia să se strige. Când a început să se strige jos comunismul... Au început să tragă în oameni. A început să se întâmple ceva non-plan. Da. Da. Și de asta întrebam dacă s-a întâmplat așa cum au vrut. S-a întâmplat așa cum au vrut, însă s-a ajuns la concluzia că pentru că această echipă filosovietică, agreată și de Occident, în care și Occidentul avusese un cuvânt de spus, după întâlnirea de la Kiev dintre François Mitterrand și Mihail Gorbaciov de la 6 decembrie 1989, de exemplu, Mitterrand a insistat ca domnul Petre Roman să fie primul ministru al României. Deci el a venit pe filiera franceză, nu pe cea rusească. Și imediat a fost numit un alt agent multiplu în funcția de director al SIE, domnul general Mihai Karaman, pe care Larry Watts ni l-a deconspirat cu acte și cu probe ca agent sovietic, dar care fusese recuperat și de serviciile franceze în perioada în care domnul general Mihai Karaman, că trăiește,
supărat pe noi și pe mine, și pe domnul general Troncote și pe toată lumea, e supărat pe domnul general Coldea de la SRI, supărat de ce ne lasă pe noi și așa mai departe. Dar dânsul, în timp ce acționa contra NATO, acționa cu acceptul Franței, pentru că președintele de Gaulle avea nemulțumiri profunde față de NATO și reamintesc telespectatorilor noștri că în 1966 Franța a ieșit din NATO și nu numai că a ieșit ea din NATO, a cerut NATO să plece din Franța și a dat afară de la Paris și atunci s-a construit la Bruxelles sediu și s-a mutat sediu NATO în Belgia. În logica a ceea ce îmi spuneați dumneavoastră înainte, se naște următoarea întrebare. Dacă în decembrie 1989 lucrurile s-au petrecut conform planului și România a intrat, sau a rămas, mai bine spus, da, sub influența Uniunii Sovietice, acea Uniune Sovietică, o oarecare față, da, umană, când s-a întâmplat ieșirea? Da. Întâi sunt dator să finalizez întrebarea dumneavoastră. Deci, când a început să strige jos comunismul în piața Palatului, s-a deschis focul și focul a continuat până ce tot cei din stradă din București au intrat în case. Focul a început și prin țară, aceeași diversiune, și toată lumea la televizor. Unde trebuia de altfel să fie? Unde trebuia să fie prizonieri ai echipei de manipulatori care au declanșat, au demarat manipularea poporului român care a durat până în ziua de astăzi. A fost coordonator Brucan acolo? Nu, numai Brucan. Nu doar eu. Nu, numai Brucan, dar el a fost important. Totul s-a făcut prin voința și puterea securității, că nu Brucan și cu Brateș aveau puterea acolo. Securitatea, cea care apăra instituția și a lăsat să intre pe conspiratori, selectați, nu toată lumea a avut voie, domnul Coposu a fost întors de la ușă. Nu era bun, l-au băgat pe tușă. Aveau voie să intre numai puciștii și conspiratorii. Totul a fost selectat și securitatea, pare rău că se supără, cunoștințele noastre, direcția întâi a securității, domnul Coel Gheorghe Rațiu, el era cel care a dat toate ordinele acolo, bineînțeles cu acceptul generalului Iulian Vlad, inclusiv ordinul de a nu se acționa butonul care distrugea orice posibilități de emisie pentru timp de câteva luni. Câteva luni ar fi durat asta. Revenind acum la a doua întrebare a dumneavoastră, Ion Iliescu a fost un susținător al relației cu Mihail Gorbaciov numai până la un punct. Pentru că la un moment dat între ei s-a produs o ruptură, o ruptură nu totală, dar o ruptură destul de importantă. Mihail Gorbaciov i-a cerut președintelui Ion Iliescu să semneze tratatul cu Rusia, cu Uniunea Sovietică, mă iertați, în forma în care s-a semnat în 1997 cu Ucraina. Adică să recunoaștem apartenența teritoriilor românești la Uniunea Sovietică. E vorba de nordul Bucovinei și de sudul Basarabiei. Ion Iliescu, duplicitar ca de obicei, a promis că face, dar de fapt nu vroia să facă acest lucru. Din această cauză a tot tergiversat și comisia, partea română, a negocierilor a tot întârziat, au invocat o fel de motive, s-a tot amânat, i-a prins anul 1991 și în anul 1991 n-a mai avut ce să facă, a semnat el personal, președintele Iliescu, după care, având un control absolut în Parlamentul României, a dispus să voteze tot FSN-ul ăla împotriva tratatului. Și în ultima ședință a sesiunii parlamentare din 91, în iunie 91, tratatul a fost respins. Ceea ce a creat mari supărări la Kremlin și la Mihail Gorbaciov,
care își vedea șubrezită poziția în fața adversarilor săi din Uniunea Sovietică, respectiv celelalte două tabere. El conducea tabăra reformiștilor, dar mai era o tabără a conservatorilor stalinist-obrejnieviști și o a treia tabără a naționaliștilor ruși, care spuneau: ce ai făcut, bă, nu te ascultă nici oamenii care ai pus tu la putere. Și așa s-a respins, după care parlamentarii au plecat în vacanță. Și imediat după aceasta, Vladimir Jirinovski, care este un lider de partid, dar este omul sistemului, a fost trimis la Sofia și a ținut o cuvântare împotriva președintelui Iliescu și a României și ne-a numit pe noi, pe români, un popor format din urmașii infractorilor deportați de romani la gurile Dunării, amestecați cu țiganii. Deci o amestecătură între țigani și infractorii de la Roma. Așa de tare a supărat autoritățile române că președintele i-a dat ordin ministrului de interne, Doru Ursu, fost profesor la conferențiar, nu profesor, la Facultatea de Drept a Universității Lucian Blaga și a făcut parte din colectivul care îl conduceam eu la ora aceea. I-a dat ordin lui Doru Ursu să nu-i mai dea viză de România lui Jirinovski și acesta nu s-a putut întoarce pe ruta normală și prin Iugoslavia a plecat la Viena, de unde a luat un avion și acolo la Viena s-au întâmplat evenimente, că era extraordinar de nervos, a băut tot drumul băuturi alcoolice, s-a îmbătat și în Viena a făcut niște fapte urâte pe care le-a semnalat presa. Bun, dar era suficient genul ăsta de activități ca să ne scoată de sub influența Uniunii Sovietice? Cuvântarea lui Jirinovski, nu am ajuns acolo. Cuvântarea lui Jirinovski a fost un semnal după care a început și vă amintiți și dumneavoastră, chiar dacă sunteți foarte tineri, că în toată Europa a început o campanie mediatică împotriva României. Erau mediatizați, dar copiii străzii din canalele de la București, din Gara de Nord, azilele de bătrâni înfiorătoare, unde se făceau anumite scenete și scenarii, unde cu complicitatea unor asistente care primeau anumite cadouri, atenții, cum să le spun. Era momentul baroneasa Nicholson sau încă nu? Încă nu. Dar se făcea o regie așa și se prezentau evenimente și să știți că media europeană e foarte tare influențată din Rusia, încât a achesat la unison. De fapt, Ion Iliescu, prin educația de la bunicul său evreu, Vasilii Ivanovici, refugiat în România și care și-a luat numele de Iliescu, cel care l-a educat pe el, că mama lui a murit când avea un an, el era un susținător al taberei conservatorilor ruși, nu a taberei gorbacioviste. El a fost beneficiarul preluării conducerii României ca urmare a acțiunii gorbacioviste, dar de fapt în sufletul lui au fost conservatori și acest lucru este dovedit practic. De ce? După cum știți, în 19-21 august 1991 Mihail Gorbaciov este arestat, este răsturnat de la putere și adus într-o vilă a KGB-ului. Și la putere vin conservatorii ruși, prin 6 lideri foarte importanți, inclusiv președintele Kruichikov al KGB-ului și primul ministru Yanaev. Și toate țările lumii au amuțit, a fost un șoc mai ales pentru lumea occidentală. Aici se pare că și serviciile americane au fost depășite, nu au controlat informativ acel câmp tactic și dintr-o dată singurul care vorbește de pe tot acest mare glob pământesc este Ion Iliescu, care îi felicită pe conservatori pentru că l-au arestat și l-au răsturnat de la putere pe binefăcătorul lui și acum îl trăda pe Ceaușescu, acum îl trăda pe
pe Gorbaciov, pentru că e o veche vorbă românească care spune cine a fost trădător și a trădat, va mai trăda. Și s-a dovedit și la Ion Iliescu acest lucru. Și e foarte trist când vezi că și astăzi mai există persoane care acceptă acest model. Și în această situație, el felicită, mai face o crimă odioasă atunci, că recunoaște Republica Moldova ca stat suveran și independent, care n-are nicio treabă cu România, și mai face ceva, o mineriadă splendidă, cea din 25 septembrie 91, în urma căreia curăță toată agentura occidentală de la conducerea României și aduce oameni devotați lui și răsăritului. Pe de altă parte, dacă nu recunoșteam Moldova, ce se întâmpla? Iar trecem la istoria factuală. Nu știu ce se întâmpla, dar eu știu precis ce s-a întâmplat. Ce a fost în istorie. Că Moldova a fost până la Nistru, nu numai până la Prut. Corect. Așa. Și revenind, au fost înlăturat guvernul, care avea mulți agenți occidentali prin el, guvernul lui Peter Roman, și a fost înlocuit cu un om de încredere, domnul Stolojan, pe care apoi alianța l-a propus de candidat la președinție, până când au venit consilierii de la Washington și au arătat că nu poate fi candidat la președinție într-o Românie euroatlantică, pentru că e în softul ăla răsăritean. Se aprinde un bec roșu. Și atunci boală și celebra scenă, dragă Stolo, cu acea lacrimă prelungă, de fapt era unda roșie pusă de noi noștri stăpâni. Dar revenind acum la anul 91, deci noi am vrut cu conservatorii, noi însemnând președintele României pe care l-au votat românii înghesuindu-se și bătându-se să nu cumva să nu mai găsească un buletin de vot, Ion Iliescu a mers pe linia conservatorilor ruși. Vreau să amintesc telespectatorilor noștri că România a fost ultima țară care a ieșit din tratatul la Varșovia. Pentru că nu vreau să iasă, spună, cum să se desfințeze, domne, nu se poate. Noi eram ultimii și după ce a ieșit tot și a plecat toată lumea, au trebuit să ne ducem și noi să semnăm acolo, nu mai aveam ce face. Ei, în anul următor, el s-a trezit, președintele Iliescu, fără niciun sprijin. De ce? Că el îi sprijinise pe conservatori. Dar din nou a fost pe linia perdantă, pentru că peste o lună naționaliștii ruși au profitat de lupta între reformiști și conservatori și când doi se ceartă, al treilea câștigă, au ieșit la rampă prin două mari personalități, șeful naționaliștilor Boris Yeltsin, dar pe cine avea alături, pe mareșalul Pavel Grachov, viitorul ministru al apărării, care era comandantul cel mai important militar și care ocupa Moscova, și au spus, din aici înainte, suntem noi rușii și ne eliberăm de sub stăpânirea supranațională a Uniunii Sovietice. Au adus pe Gorbaciov în 23 decembrie 1991 și l-au obligat ca în fața camerelor de luat vederi să semneze el cu mâna lui dezmembrarea Uniunii Sovietice în 15 republici unionale. Istoria din documente este mereu surprinzătoare pentru cei care nu cunosc cum suntem și noi. De asta l-avem și mulțumim din nou pentru prezență pe profesor Corvin Lupu. Apropo de documente, știu că o altă serie fac obiectul unei noi cărți. Da. Când o vom vedea? Cartea. Păi a apărut cartea, tot nu e lansată, va urma. Nu am făcut lansare, acum am fost tot ocupat, am fost plecat și în străinătate, am avut multe lansări cu trădarea securității prin diverse orașe ale țării. Când va apărea totuși cartea? Cartea a apărut. Când va fi lansată? O să-i facem și lansare, n-am stabilit un termen. Despre ce documente e vorba? E vorba de
extinderea și revizuirea și adăugirea unei lucrări mai vechi a mele, care se numește Eforturi politico-diplomatice românești de ieșire din al doilea război mondial în lumina diplomației Statelor Unite. Și în mod concret e vorba de o arhivă care la timpul respectiv era încă secretă, clasificată, Arhiva Ambasadei Americane din Cairo, orașul unde emisarii români, prințul Barbuș Tirbei și Constantin Vișoianu, au negociat cu aliații americani și britanici ieșirea României din război alături de Germania și trecerea României de partea Națiunilor Unite. Deci, practic, vom vedea documente ale americanilor. Statelor, ale americanilor. Da. Comentate de noi, bineînțeles. În România s-a mai scris despre temă, dar numai în viziunea noastră. Deci ei noștri știau ei ce știau și au mai apărut și alte lucruri. Între timp, un alt autor a scris ceva despre documente germane privitoare la același model. Eu vin cu arhiva americană, pe care până la data când am văzut-o eu am cercetat-o de mult, în 2003. Atunci am primit aprobarea să o cercetez. Și fișele însoțitoare ale rolelor nu aveau niciun nume pe ele, deci nu umblase nimeni pe acolo. E foarte interesant, pagini extrem de importante din istoria celui de-al doilea război mondial pentru România. Așteptăm să le vedem și noi, domnule profesor, și poate, de ce nu, dacă veți fi de acord, o discuție suplimentară și pe subiectul ăsta. Sigur. Vă mulțumesc pentru prezența la emisiune. Istoria noastră, era să spunem tălmăcire, dar nu e chiar tălmăcire, că este bazată pe documente. Mulțumesc, domnule profesor, încă o dată pentru prezență. Doamnelor și domnilor, ne oprim în această seară aici, ne vom revedea săptămâna viitoare cu, așa cum vremurile ne obligă, cu dialoguri inclusiv electorale. La revedere pe săptămâna viitoare!